făcut data a doua acum, așa, am 80 de km pe oră. Nu sună chinuit așa, sună foarte bine. Deci doar 122 de cai putere și te face să zâmbești. Momentan nu a subvirat, dar nu am forțat-o pe viraje. Jante pe 18, dimensiuni la anvelope, Toyo 215 pe 45 R18. Deci nu e wow la demaraj, nu e nimic fancy, este doar de ce feeling îți dă când o conduci, nu este vreo mașină puternică în niciun fel. În schimb, este foarte economică. Am o plângere de făcut că tot am intrat un pic pe aici mai tare și am mers și ieri pe autostradă și am sesizat. Deci cutia este absolut genială. Poți să mergi, am optat pe 5-60 de km pe oră. Nu se simte subturată, nu se simte obosită, nu se simte chinuită. Mai accelerez un pic până pe la 70 și pot să-i dau și treapta 6. Deci am mers așa ieri, am mers la consum. Consum, cât se poate de economic am mers cu mașina asta și am scos următoarele consumuri. În București, 20 de kilometri, trafic de sâmbătă, am făcut cam o jumătate de oră, semafoare, staționări, opriri. Consum de 8 fix, 800. Pe autostradă, plus București, că nu resetasem consumul, autostradă am mers 120-145, am depășit un pic limita ca să văd un pic așa cum se comportă, fără să exagerez, bineînțeles. Și am scos un consum de 6,7 București plus autostradă. Probabil că pe autostradă aș fi avut un 6,4-6,5 la viteza de 130 de km pe oră. Nu-i rău. Prima pornită, rezervorul plin și ceva bagaje. Și de la Pitești, la Râmnicu Vâlcea, am resetat din nou consumul, am mers cât se poate de economic, stilul Milog, adică frână de motor la maxim, fără nicio depășire, fără să depășesc viteza legală, fără să accelerez tare, fără accelerez bruște, fără nimic. Când venea o pantă, eram în treapta 6-a să o folosesc la maxim, să am frână de motor minimă. Deci, cum să spun, am folosit toate tehnicile posibile ca să văd ce consum minim poate să scoată această mașină. Și am scos exact consumul extraurban dat de producător, și anume de 4,3 litri la 100 de kilometri extraurban. Motor de 2000 benzină, aspirat, cu un consum extraurban de 4,3, dacă știi cum să-l menajezi. Mie mi se pare excepțional. Este consum de diesel. Am mers 1300 de kilometri în Maroc, cu un Citroen C3 non-auto, cu motor de 1.5 diesel, și am făcut pe 1300 de kilometri, am scos un consum de 4,7. 1.5 diesel, da? Și asta este 2000 benzină aspirat. Bine, cu aia am mers un pic mai tare, a fost și în oraș și în afară și, mă rog, extraurban cu mașina aia aș fi scos un consum de tot cam așa, 4,2, 4,3, 4,5 maxim. Dar asta este 2000 benzină, nu este 1.5 diesel. Și cu turbo, asta e diferența. Am ceva de obiectat. Cam asta am vrut să spun și mi-am pierdut ideea. Am ceva de obiectat. Nu-mi place direcția. Deci am condus alte mașini noi, aproape noi, nu-mi place direcția. Nu este sharp. Nu-ți dă, nu răspunde instant așa. Nu e gândită mai către confort, să nu te zmucească. Deci nu este precisă. Nu este la fel de precisă ca Skoda pe care am condus-o, dau un exemplu, asta am condus-o de curând acum. Deci nu este la fel de precis. Asta nu-mi place, direcția nu-mi place. Și mai sunt câteva lucruri care nu-mi plac. Spre exemplu asta. Adică am cutiere din piele și face așa. Dacă obțin așa, nu mai face. Mă rog, detalii de genul ăsta. Dar tehnic vorbind, nu-mi place direcția. Este singurul lucru care nu-mi place la mașina asta. Tehnic. Și o să mai discutăm despre câteva lucruri care nu-mi plac la mașină. Însă îmi place răspunsul, care este instant. ...6500... Se turează frumos. Sună bine. Oglinzile rabatabile electric pot să le pliez inclusiv în mers dacă vreau. Dacă am făcut așa acum. Dacă vei să treci peste, nu știu, vei să treci pe undeva unde este foarte îngust și ai emoții că atingi oglinzile, le poți rabata, le poți plia electric din buton de aici, apoi le poți pune la loc. Vin cu detector pentru unghiul mort, dacă e cineva în spate în unghiul mort, îți va pâlpâi un beculeț acolo să te avertizeze că
ești în unghiul mort, adică ai pe cineva să ai grijă când, în cazul în care vrei să schimbi banda sau sensul de mers, că ai pe cineva acolo. Este o funcție destul de vechiuță, adică are ceva ani, nu este ceva revoluționar, dar e foarte bine că mașina asta o are. Avem aici un suport de ochelari care îmi place foarte mult, cu niște beculețe LED albe aici, aici. Ce să spun, este foarte fain. Ai funcția aceea de SOS aici în caz de accident, sper să nu fie nevoie să o folosim. Și pentru passenger airbag îți spune la fel aici dacă este activ sau nu. Twitter, difuzoare Bose, peste tot, sună super bine. Deci feelingul acestei mașini este unul premium. Deci la banii pe care îi cer cei de la Mazda pe Mazda 3 2019, este pomană. Este pomană. Nu zic eu un preț mic pentru un omul de rând, dar pentru cei care au fix buget de mașină nouă între 25.000 și 30.000 de euro, cu Mazda 3 îți depășești toate așteptările de la o mașină nouă. Asta este ideea. Tapiseria este din piele perforată și asta e un lucru care nu-mi place. Dacă vrei un plus așa de culoare în mașină, ia-ți altă culoare la piele. Poți să schimbi culoarea asta, culoarea asta, și aici la consolă și pe uși. Îți poți lua un vișiniu închis, îți poți lua un maroniu, îți poți lua piele crem și ai mai multă culoare, ai și mai mult premium în mașină, este alt feeling. În mașina aceasta de test observ că au vrut să păstreze aceeași culoare, să nu iasă în evidență foarte tare. Pielea este un maroniu foarte închis, perforat, scaunele sunt confortabile. Nu prea îmi place prinderea asta laterală, dar până la urmă nu este o mașină sport, este o mașină obișnuită. Dar ca idee, asta mi-ar fi plăcut să văd mai mult la scaunele astea, au puțin mai multă prindere laterală. Infotainment-ul merge foarte bine, foarte repede, este precis. Ai Apple CarPlay, cum spuneam, navigație în mașină direct, în sistem. Audio, foarte bună calitate, după cum vă spuneam. Avem o frână de parcare electrică, nu mai avem frână manuală, cum îmi place mie, din păcate. Avem două suporturi de pahare, avem aici un loc de depozitare dacă vrei să pui cheia. Apropo, cheia arată cam așa. Nu e un design, nu mă dă pe spate, mie mi se pare chiar urâtă și plasticoasă, dar mă rog, trecem peste. Aici, după cum spuneam, un spațiu să spui ceva, ai un USB aici. Dacă vrei, dai cotiera asta, tragi de un mânerel, o dai în spate, o ridici de tot în sus. Mai ai aici încă un USB și o priză de 12V. Și bineînțeles că o pui foarte frumos așa și ai o cotieră foarte lungă și foarte plăcută. Aici comenzile sunt minimale, îmi place că toți producătorii, majoritatea, au făcut un stil cât mai minimalistic la comenzile principale, la climă, deci cât mai simplu, pentru că prea multe butoane te derutează. Un spațiu de depozitare aici micuț, aici ceva butoane pentru ESP, pentru parcare, pentru i-stop off, sau bănuiesc că ăsta este start-stop-ul lor. Na, și în rest ca la orice altă mașină, semnalizare ștergătoare ce mai pe aici. Gurile de ventilație au un design așa interesant, cel puțin acolo, unde este un spațiu gol unde se închide ușa. Este spațioasă, relativ spațioasă, portbagajul este decent, în schimb locul în spate mi se pare cam micuț. Asta ar fi un dezavantaj, dar dacă ai doar o soție, un iubit și atât, două persoane sau două persoane cu un copil mic, mașina e ok, nu e deranjantă. În schimb, dacă vorbim de o familie de patru persoane adulte, e cam neîncăpătoare mașinuța asta, mai bine ți iei sedanul sau te orientezi către Mazda 6. Este cam rigidă, totuși, pentru gusturile mele. Vrei o mașină de oraș, are jantele acelea pe 18, o face foarte dinamică, mai stabilă, altfel se simte mașina, dar e cam inconfortabilă. Uite, trecem peste niște denivelări și mă zbucește în mașină, deci nu este o suspensie. Suspensia e ok, dar sunt sigur că e din anvelope. Că îi pui anvelope de 16 țoli de iarnă, spre exemplu, sunt sigur că este mult mai confortabilă mașina. Este o suspensie mecanică, McPherson probabil pe față și pe spate nu știu dacă este independentă sau nu. Mi-ar fi plăcut să o ridicăm, dar astăzi este duminică și mâine trebuie să o duc înapoi la București. Deci și să vreau, n-am unde să o ridic astăzi. Și o să vină și în vară, bineînțeles, abia aștept să conduc. Motorul Skyactiv-X,
care merge pe benzină și are un principiu asemănător diesel, adică folosește compresia, dar și o bujie să aprindă amestecul aer-carburant, adică benzină în cazul nostru, și va avea un raport de 16:1. Este un record pentru motoarele pe benzină care nu pot să aibă un astfel de raport pentru că apare detonația, însă acest motor folosește detonația ca un avantaj. Când apare detonația, îi dă și scânteie ca să aprindă întregul amestec. Făcând asta, creștem puterea și eficiența motorului. Va fi un motor de 2000 de centimetri cubi pe benzină, aspirat natural, raport de compresie 16:1, 181 de cai putere, un consum mic, nu știu consumul oficial cât este, și va avea tracțiune integrală, all-wheel drive. Deci abia aștept să văd ce o să iasă și cine știe, poate o să-mi iau și eu așa ceva pentru că este ceva interesant. Hai să trecem și la exterior și să facem și un POV, să discutăm mai multe și să vă arăt mai multe despre mașină. Bineînțeles că sunt și câteva lucruri care nu-mi plac la mașina asta și o să număr câteva dintre ele. La exterior mi se pare că această componentă, eleron sau ce vrea să fie, este mult prea lungă, sunt de părere că era suficient să fie doar la jumătate. Hai un pic aici să le arătăm la oameni ceva de plafon. Plafonul ăsta mi se pare că e foarte cheap. Adică, uite cum face. Cheap, nu știu dacă se vede. Foarte enervant. Se pare că e ieftin. Adică mașina vrea să fie premium, dar aici au dat o bară cu. Dar să pună ceva, un burețel, ceva să nu se audă acolo nimic. Altceva ce nu-mi place este acest finisaj, adică arată bine finisajul ăsta piano, așa cum îi spune, piano black, dar este foarte, foarte expus la zgârieturi. Mașina asta are 2500 de km și e deja zgâriat. Și nu știu câți șoferi să fi fost în test drive, e deja zgâriat. Altceva ce nu-mi place este cutiera asta, dacă o scoți, se aude deranjant. La mașină nu-mi place iarăși că se închide foarte repede, se închide mult prea repede. Deci eu vreau să o închid acum, hai să o închidem. Se rabatează oglinzile, automat, o deschid, iau ceva din mașină, pac, pac, umblu pe aici, închid. Până mă duc pe partea cealaltă, deja se închide. Deci mă deranjează că este mult prea scurt timpul acesta de închidere automată. Pot să deschid dacă sunt cu cheia în apropiere, fără să mai apăs pe telecomandă. Sunt de acord. E ok. Dar va avea foarte multe închideri, deschideri, închideri, deschideri. La un moment dat acest sistem se va defecta, pentru că are prea multe porniri opriri, ca să-i spun așa. Este enervantă. În afară de aceste aspecte, nu am de ce să mă plâng. Mașina se conduce foarte bine. Și cum spuneam mai devreme, în timp ce conduceam, nu-mi place direcția, nu este atât de precisă, nu este atât de sharp, ca la alte mașini pe care le-am condus noi. Dar nu este nici rea. Este electrică, dar mi-ar fi plăcut să fie puțin mai responsiv, să fie puțin mai dinamică. În afară de aceste lucruri, mașina se conduce bine, prețul este bun, este cea mai premium mașină din gamă, sună foarte bine, mai ales cu evacuările, cu evacuarea dublă. Motorul este economic, este simplu, este aspirat, este, nu este foarte puternic, dar nu e nici cazul. Și uite așa, ai o mașină stylish, care arată foarte bine, prețul este competitiv, și ai tot ce trebuie, ca să nu mai spun că cel mai mult lucru îmi place la această mașină, sistemul audio și tapeseria din piele. Deci eu sunt un audiofil, pentru cei care vor să asculte muzică, ai un iPhone, te legi la CarPlay sau prin Bluetooth și ai un sistem de 12 difuzoare Bose. Cam atât despre ceea ce nu-mi place.